ploaie de goluri în ultimul meci al etapei a 6-a. Pandurii Târgu Jiu a spulberat-o pe CS Mioveni cu 5-1. Pandurii au început spectacolul abia în minutul 34, când Stromaier a deschis scorul, iar până la pauză nu s-a mai înscris. În partea a doua, Stromaier a pasat pentru 2-0, dar Băcila a trimis pe lângă poartă. Două minute mai târziu, Lemnaru a majorat totuși diferența pentru ca în minutul 62 același Lemnaru să reușească dubla. Bucuria oamenilor lui Grigoraș nu a durat mult pentru că Sândulescu a înscris pentru 3-1, când echipa lui Ilie Stan mai spera încă la o revenire miraculoasă. Lemnaru a primit penalti pentru o tragere în careu, iar Pintilii nu l-a iertat pe portarul Coca. Furia pandurilor nu s-a oprit aici. În minutul 84, Viera a înscris al 5-lea gol al echipei sale, iar partida s-a încheiat tot cu ocazia Târgu Jiului. Centrarea lui Pleașca a picat însă pe bară și pandurii CS Mioveni s-a terminat 5-1.